Și bună ziua, dragii mei, bine ați venit la un nou Pentabar, de data asta din nou live. Știți că ne-am mutat pe Zoom și ne-am mutat în spatele ușilor închise și în spatele înscrierilor ca să vă dăm o atmosferă mai privată. Deci înscrieți-vă pe platforma Pentalog pentru a avea parte de toate celelalte pentabaruri. Dar astăzi avem încă un live pentru că e motiv de sărbătoare și sărbătorim una dintre agențiile Pentalog, Pentalog Chișinău, care are o prezență de 16 ani pe piața moldovenească de tech și pentru care s-au întâmplat foarte, foarte multe în perioada asta și pentru noi sunt lecții adevărate. De-aia mie îmi place mult, mult ediția asta. Unul, pentru că vrem să creăm această petrecere împreună cu voi, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Încă din 2005, de când a fost înființată, scopul agenției a fost să devină o companie europeană de succes care să contribuie și la dezvoltarea economiei locale și a sectorului IT din Moldova. De altfel, făcând asta, Pentalog Chișinău a ajutat sute de studenți să se înceapă cariera în domeniul tech, cumva facilitând multe, multe stagii de practică și a creat nenumărate echipe de profesioniști care au lucrat peste tot prin lume pentru companii de renume din Franța, Belgia, Elveția, Austria, Germania și SUA. De aceea, astăzi facem o ediție specială de sărbătoare pentru a vedea care au fost rezultatele, dar mai ales ce putem învăța din asta și să împărtășim împreună aceste povești bune de leadership și să vedem unde au ajuns, pentru că e o agenție mare și importantă. Acum, pentru asta avem trei voci importante. Elena Mutru, care este Customer Success Manager, Mihai Burla, care este Practice Manager și Sergei Goloborodico, Sales and Account Manager și fostul Customer Success Manager, care practic ne va spune și care vom începe poveștile de început ale agenției. Deci ne vom uita la o retrospectivă, vom vorbi despre proiecte și vom vedea ce putem să învățăm din ele și la nivel de context organizațional, dar și la nivel de leadership și cum au fost ele create. Am auzit niște lucruri dragi mie din zona de learning și de coaching. Și după care vom vedea ce e mai departe, da? Cum ne-am adaptat acum în pandemie și ce urmează. Pentru asta invit alături de mine pe Elena și pe Mihai și pe Sergei. Bine ați venit și adică începem cu la mulți ani sau cum vă spunem? Bună, Mihai, bine te-am găsit! Mă bucur să vă văd aici și mă bucur să vă avem din nou în Pentabar cu multe, multe lecții. Le-am luat noi așa specifice și pe termen, pe zonă tehnică de până acum cu voi. Astăzi o să vedem ce a făcut posibile proiectele alea pe care am învățat de la live coding până la cum se conduc echipe și ori de câte ori au fost oamenii voștri în Pentabaruri, ele au fost foarte, foarte drăguțe. Și pentru a începe, aș zice să o luăm așa, cronologic, și înțeleg că Pentalog Chișinău are niște povești fondatoare foarte, foarte frumoase. Și cum nouă ne plac poveștile, de fapt cui? E singurul lucru comun așa mondial, sunt poveștile. Sergei, dă-ne un pic din casă, cum s-a întâmplat, cum ați început? Poveștile devin legende, putem să inventăm ce vrem. Dar vă povestesc câteva bancuri totuși de la fundarea, de la crearea companiei, că au fost, la urmă, mai multe și multe și aș putea povesti ore întregi până la urmă. Din păcate o să am decât 10-15 minute pentru că urmează să am un apel cu un client la fix. Business first, nu-i așa? Tu ai început ca stagiar, ca intern la Pentalog. Am început ca un stagiar în Pentalog Brașov, dar facem skip la tot asta. Vorbim despre Pentalog Chișinău acum. Și vreau să încep cu... Pentalog Chișinău e o firmă norocoasă. Are mult noroc. Și vă explic de unde vine. În 2002, cred că a fost anul în care exista Pentalog Franța, exista o singură filială în România, era la Brașov. Și era totul bine și la un moment dat Frederic împreună cu Eric și-au zis că ar trebui să exploreze un pic ce e în jur. La vest, la est, Frederic este CEO, președintele companiei, Eric este, a fost directorul Pentalog România atunci pe vremuri.
Eric a zis că ar vrea să meargă spre Serbia, spre țările de acolo. Frederica să-l contrazică, a zis Moldova, nu? Ca să rezolve, au aruncat o monedă. Frederica a câștigat. Și uite, uite așa că, na, norocul nu ne-a părăsit de atunci. Am avut noroc să lucrăm cu mulți oameni talentați, mulți oameni ambițioși, să ne construim carierele, să avem acces la proiecte interesante, inovante. Deci, na, compania a pornit de la un eveniment norocos. Păi și norocos și mi se pare așa, aproape mistic, mitologic, așa. Adică dacă mă gândesc la Ștefan cel Mare, tot cu monedă era, nu? Adică, frumos, sună bine, da. No, sunt multe evenimente care s-au întâmplat acolo, dar, din nou, nu o să vă plictisim cu detalii, poate vă povestesc un alt mic banc care s-a întâmplat în administrația moldovenească în momentul înregistrării firmei. Da, cine a cunoscut Pentaloc de pe vremuri s-a numit Pentaloc HT, da? Oare de ce înseamnă acel HT și tot vă povestesc de unde vine. Eram noi în fața unei domnișoare care înregistra firma și nota toate detaliile și ne întreabă numele companiei. Păi, evident, Pentaloc. Deci verifică domnișoara și zice, nu pot. Ce se întâmplă? Uitați că există Pentagon. Da, cine oare? Moldova a numit o companie Pentagon. Apropierea lexică este mult prea importantă, nu se poate. Și am început să ne gândim, uite, Pentaloc High-Tech, am putea să-l numim așa, pentru că pe vremuri așa era marca Pentaloc, era înregistrată ca Pentaloc High-Tech. Deci nu se poate cuvinte englezești în denumirea, pentru că e o companie pur moldovenească. Bine, ca să accelerăm procesul, am fost singurul fondator la început. Detaliul, din nou, nu contează. Deci n-am putut să folosesc cuvinte în engleză. Mai complicat. Am început Pentaloc Moldova, Pentaloc Chișinău. Deci astăzi cu taxe speciale, pentru că folosiți numele oficial Moldova, Chișinău și zicem noi, când am început să lucrăm, deja să plătim taxe, tot nu e sănătos parcă. Și zic eu, haideți atunci Pentaloc HT, că e prescurtat de la High Tech. Și Fred cu Eric au izbucnit în hohote, au explodat în... Și eu am rămas așa, ce se întâmplă, de ce am zis eu așa? Și de fapt în franceză, HT înseamnă or tax, sau la noi era însemna fără TVA, la prescurtare, că se pune pe afișaj de prețuri. Da. Atâtea euro HT, asta înseamnă atâția euro fără taxe. Nu uitați așa, am votat unanim Pentaloc HT, direct acolo. Deci, brusc, filiala de paradis fiscal a Pentalogului a fost la Chișinău prima dată, așa. Exact, Pentaloc fără taxe. Și uitați așa, am pornit cu multă voie bună, cu energie pozitivă și cu mult noroc, bineînțeles. Și am pornit companie din Moldova. Ca să completez întâmplări interesante, pe 31 martie, da, acum 16 ani, a durat 2 săptămâni înregistrarea companiei. Pe 31 martie m-am dus să ridic documente, că m-a sunat inspectorul de la Camera Înregistrării din Stat, uite, veniți să ridicați documentele. Că ați trecut toate procedurile și mă duc, ridic certificatul companiei, totul e în regulă, îl sun pe Frederic. Uite, am ridicat documentele companiei, suntem înregistrați, suntem bine. Și atunci am aflat că e și ziua lui de naștere, ziua lui Frederic. Suntem o companie cu noroc. Deci la mulți ani și Frederic, închidem cercul ăsta cu noroc, pare că sunt multe, multe povești fondatoare acolo. Deci, ce vreau să zic totuși e un joyeux aniversaire lui Frederic, la mulți ani. Cu această ocazie, la mulți ani și echipe din Chișinău totuși. Și Frederic, am învățat multe de la tine. Suntem recunoscători. Eu personal, ai făcut mult pentru mine, ai făcut foarte mult pentru echipa din Chișinău, ai făcut mult pentru Moldova.
La un moment dat l-am numit pe Frederic cel Mare, când a deschis și filiala din Iași, a fost reuniune. Opresc cu bancurile. Deci nu e, nu e întâmplătoare aia cu moneda. Mersi și eu, Serghei, joiază aniversări, Fred. Și acum să vedem ce zici tu că s-a întâmplat. Adică haide să punem niște cărniță și niște rezultate pe, pe poveștile astea. Și poate, pentru asta, spune-mi. Vă mai zic despre ce, ce a contat pentru mine în Timpiești, și câteva cuvinte eventual și despre proiecte. Pentru că la Pentaloc am descoperit și atașament important la valorile de bază umane și de integritate și de respect în care fac parte din compania aceasta și a fost tot timpul o referință pentru mine și m-am regăsit în ele când m-am alăturat acestei echipe. Pentaloc a fost tot timpul o firmă care a respectat legile. Dacă lumea își amintește anii 2005-2006, na, practicile nu erau chiar așa, adică salarii în plic și tot. Nu. Totuși a fost o diferențiere pentru noi, un respect de lege ca la carte, de la bun început. Am trecut prin nenumărate controle fiscale, am fost numiți cel mai important contribuitor din sectorul centru, din sectorul Buiucani și așa mai departe. Și un mic banc și aici, dacă tot bat cu bancul. Un inspector de fiscal la un moment dat ne zice: aș putea să, poate aveți un stagiu la voi, că totul e super ordonat, super organizat. Că, na, cu această ocazie vreau să zic și la mulți ani Angelei, bine, în câteva zile, un pic în avans. Angela a fost responsabil financiar și administrativ cu care am lucrat cot la cot timp de 10 ani și am dezvoltat împreună această echipă. La mulți ani în avans, a lăsat o amprentă importantă în echipa Chișinău, în inimile noastre. Iată. Am zis despre proiecte, despre ce am făcut. Am lucrat la multe proiecte diferite, interesante, inovante. Uite, și un prim proiect la care am lucrat a fost în domeniul de inovație, a fost un client, un startup din Montpellier, din Franța, care a inventat un protocol de comunicare low energy, de consum de puține baterie, pentru telemetrie, mai simplu, citirea datelor la distanță de pe contoare de apă, electrice și tot așa mai departe. Which is ceea ce a fost foarte nou pentru noi, adică n-am mai văzut așa ceva. Și am lucrat cu acele echipamente, cu rețele, cu protocoale de comunicare. A fost foarte, foarte simpatic. Și ce e interesant, că startup-ul a fost integrat într-un grup mare, a fost cumpărat de alt grup mare, a fost redenumit și nu mai știu de câte ori a schimbat denumirea sau proprietatea, dar a fost și a rămas un proiect activ. Pentru că Chișinău a fost o constantă calitativă pe parcursul acești ani, care a fost un furnizor la această echipă și la acest proiect. Și ce demonstrează o calitate excepțională oamenilor din această echipă, a echipei, a efortului care s-a făcut. Și Elena s-a integrat practic din primii ani ai Pentaloc Chișinău în această echipă și a crescut în cadrul acestei echipe, pentru că a avut și are un talent excepțional. Și s-a creat și un context în care e posibil să îți dezvolți cariera, să crești. Poate mai bine trebuie să o las pe Elena să continuăm mai departe, că intru în... Mersi, Serghei. Deci văd așa cumva ștafeta pasată și mersi că ai început subiectul. Așa cum ziceam, intrăm în proiecte și intrăm în rezultate și punem un pic de cărniță pe asta. Elena, tu practic ai început și acum ne vei prezenta rezultatele pentru că ne vei da un overview așa.
Povestește un pic unde sunteți acum, ca să înțelegem mai bine de ce sărbătorim și de ce suntem unde suntem. Înainte, doar să vă zic la mulți ani încă o dată și îmi să vă părăsesc, cum ziceam. Mersi, Sergei. Pa, Sergei. Mulțumim. Mergi și ai grijă de clienții fericiți. La revedere. Pa, pa, pa. Baftă. Mihai, uite, privind retrospectiv, deci noi am lucrat la foarte multe, la multe proiecte, am avut parte de experiențe foarte frumoase, dar și de lecții învățate. Și tot asta cu o echipă minunată cu care mă mândresc. Noi am început de la o echipă mică, mică, când dimensiunea unei familii, îți imaginez, sărbătoream multe și de toate în fiecare săptămână, eram tineri și acum suntem tineri, mă rog. Tinerețea stare de spirit, cum spun unii dintre noi. Exact, absolut de acord. Și am crescut, uite, astăzi suntem 230 de persoane cu un spectru foarte larg de competențe tehnice, dar și de domenii, de domeniul business, și împreună am construit, dar și construim în continuare un mediu sănătos în care toată lumea se simte bine. Noi avem, uite, în pofida stereotipului că în IT sunt mai puține fete, noi totuși avem 33% de fete în echipa noastră și restul sunt bărbați și avem o sinergie, ne împăcăm foarte bine. Fetele sunt implicate atât pe proiecte pe care le dezvoltăm, dar și fac parte din departamentele transversale din cadrul grupului. Și cum se zice, deci istoria se scrie cu fapte și cu oameni. Și noi niciodată n-am dus lipsa de proiecte interesante și inovante, așa cum povestea Sergei. Și de fapt, proiectele sunt un indice diferențiator pentru Pentaloc Chișinău față de alte companii de pe piață. Noi aici suntem avantajați să lucrăm cu diferite tipuri de clienți. Uite, lucrăm cu startup-uri, cu grow-up-uri, dar și cu companii mari. Deja de regiuni, știi, Franța, Germania, Elveția, Austria și Statele Unite ale Americii, dar nu numai. Și acești clienți vin din diferite industrii, respectiv noi nu avem un job tehnic, noi avem un job care implică să cunoaștem alte domenii. Uite, aici vreau să fac o paranteză. Atunci când eram la școală și mă întrebam, dar de ce am eu nevoie de atâta cultură generală și tot așa? Ei, să știți că prinde bine în discuțiile pe care le avem cu clientul și la dezvoltarea de produse și instrumente care ajută dezvoltarea altor industrii. Noi, de altfel, dezvoltăm și livrăm proiecte pentru diferite industrie, așa cum ziceam. Aici aș menționa logistică, turism, contabilitate, servicii de proximitate, Internet of Things, apropo aici, da? Noi avem un proiect foarte frumos. Noi toți ne mândrim cu proiectele pe care le livrăm, dar uite, în mod special sunt mândră de ce am făcut în contextul acestui proiect, pentru că noi am livrat ceva ce ajută societatea. Deci, un proiect construit în baza conceptului de analiză și prelucrarea sunetului și echipa, de fapt, a dezvoltat o aplicație care ajută oamenii cu deficiențe auditive să se orienteze în spațiu. Deci, îți imaginezi ce impact social, da, și am avut ca și avem în continuare ca și echipă. Pentru mine e nemaipomenită lucrul ăsta. Mi se pare minunat. Aud niște lucruri importante acolo, deci 230 de oameni acum, proiecte peste tot în lume, 33% femei, ceea ce este un procent care ar trebui să mândrească multe companii de tech, apropo de, nu știu, misiuni de genul Women in Tech. Aud că ne ajută cultura generală și, nu știu, completez eu de la mine aici în bucata asta că și în proiectul IT, ca în orice alte proiecte, e despre încredere cu clientul și asta înseamnă să oferim o anume calitate în IT, dar atât timp cât poți să creezi relația, să contribui la relație cu ceea ce știi și să discuți cu ei. Și mi s-a părut că ați fost întotdeauna atenți la asta și asta mi-a plăcut foarte mult, a ajutat proiectele să se întâmple. Uite, și proiecte care ajută social foarte bine, da? Deci pe zona de deficiențe de auz și proiecte cu însemnătate, meaningful, cum caută foarte, foarte mulți oameni din IT aici. Și până îți construiești noile idei, pentru că văd că sunt și colegi aici, aș vrea dacă să lansez deja pe calea asta, adică invitația la a pune întrebări pentru oricine are întrebări sau vrea să cunoască mai mult sau vrea să vadă mai mult. Și poate chiar de la
angajații care ne ascultă sau de la apropiații, clienții, furnizorii Pentalog, dacă au un gând bun, un feedback, orice, ar putea să-l scrie pe platformele pe care emitem acum și să începem conversația așa, să ne amintim de momente frumoase. Elena, înapoi la tine. Da, hai să continui firul. Da. Și să dau din casă mai mult despre proiecte. Noi, ca și echipa, am fost tot timpul interesat și am contribuit mult la formarea tinerilor talente. Uite, avem și un proiect în această industrie de EdTech. Noi dezvoltăm împreună cu o echipă foarte frumoasă de 60 de persoane o platformă web pentru piața americană, care de fapt este integrată în ecosistemul instituțiilor de învățământ. Și atunci, de exemplu, colegiile pot oferi studenților lor flexibilitatea. Deci fie ei merg la ore fizic, fie aleg să treacă anumite cursuri online, dar păstrându-și posibilitatea de a acumula credite, care să folosească ulterior atunci când au nevoie să fie acceptați la universitate. Și mai dau un proiect. Misiunea mea în viață e educația, deci dacă aud despre probleme, despre programe și proiecte de educație, eu sunt deja câștigat. Frumos, da. Uite, un proiect de suflet. Așa cum zicea Serghei, cu ce am debutat eu în sectorul IT, industria pe care am lucrat prin prisma primului proiect din care am făcut parte, este industria de Energy Data Management. În 2005 este primul în cadrul Pentalog Chișinău. Așa cum zicea Serghei, o aplicație care a ajutat la definirea și mentenanța rețelelor de echipamente fără fir, care permiteau să citești datele de pe contoarele de apă, de gaz. Ei, la noi venea controlorul și cioc-cioc la ușă, vă rog să ziceți ce indică contorul dumneavoastră. Și pentru mine era oarecum, wow, o inovație, că uite, dincolo de hotarele țării sunt așa soluții. Noi am colaborat cu acest client din 2005 până în 2010, după care el a fost integrat într-un alt grup. Ei, și noi am început să lucrăm cu acest grup. Și această colaborare mai durează și astăzi și o colaborare foarte, foarte frumoasă. Și de aici vreau să zic că, de fapt, e un rezultat a muncii unei echipe și, de fapt, rezultatul nostru merge dincolo de un produs livrat. Da? Rezultatul, de fapt, e un client satisfăcut care ne recomandă, da? Care este cu noi pe parcursul mai multor ani, care vorbește în jur, dar la un moment dat ne și tratează ca pe un partener care îl ajută să-și dezvolte business-ul, pentru că interesul unui client, de fapt, nu este să aibă o aplicație. Interesul lui este să aibă un instrument prin care să-și mențină utilizatorii, să-și mărească numărul de utilizatori, să-și mărească cifra de afaceri, nu știu, poate să se lanseze pe alte piețe. Și nici de cum o aplicație care în sine, na, cum am zis, e un instrument care duce către. Și respectiv, misiunea noastră este să amplificăm valoarea business-ului clienților cu care lucrăm. Unii dintre noi, uite, până oară sunt mai mult de 10 ani în colaborare cu noi și ne mândrim cu aceasta. Asta e în termen specific de HR, vorba aia, attrition sau turnover, este minunat să auzi de genul ăsta de fidelitate în IT și mi se pare minunat. De altfel, iarăși, music to my ears, cum ar zice românul, când aud de proiecte din utilities, din zona de utilități, eu însumi lucrând în HR pentru o companie francofonă care se ocupa cu apa și cu contoarele, îmi dau seama cam cât de important este genul ăsta de proiect de a vedea automat și a avea predictibilitate pe ceea ce înseamnă cifrele și adăuga valoare în sectorul ăla. Deci aud de la startup-uri, la grow-up-uri, la companii mari și established și pe multiple tipuri de proiecte, de la zona socială, la educație, la utilități și toată area tech. Se pare foarte, foarte frumos și mi se pare mai ales minunată misiunea asta, adică viziunea de a adăuga valoare, nu de a da o aplicație. Și reținem așa pentru noi. E și una din lecțiile pe care le-am învățat pe parcurs, că nu e așa de evident, îți dai seama la început de carieră să înțelegi de ce ești acolo și care e misiunea ta. Uite, am discutat despre echipă, cu echipa cu care mă mândresc, cu proiectele și cu clienții cu care ne mândrim. Dar vreau să zic că de la început, încă de când suntem în Republica Moldova, am și dezvoltat parteneriate frumoase și de lungă durată,
cum ar fi parteneriatele cu Agenția Universitară Francofonă și Universitatea Tehnică din Republica Moldova și sub umbrela altor parteneri care ni s-au alăturat pe parcursul timpului, am livrat proiecte foarte, foarte frumoase. Bună oară, acum 2 ani am lansat proiectul de formare în alternanță a filierii informatice francofone și uite, timp de 2 ani studenții vizați de acest program au avut posibilitatea să se simtă colegii noștri și să beneficieze de programe de formare atât în cadrul Universității Tehnice, cât și în cadrul Pentalog Chișinău, iar colegii mei de fapt au fost mentorii lor pe parcurs a mai multe 5 luni în cadrul unui an de studii și la final, după 2 ani, de fapt, noi am obținut un produs intermediar, să nu zic final, că ei toți sunt în dezvoltare profesională, dar tineri specialiști care erau gata să se intre pe proiecte și și știau de unde să înceapă și încotro să se miște, da, vorbind direct spre direcția profesională. Mai mult ca atât, la începutul pandemiei, noi împreună am definit un proiect și am aplicat în cadrul unui apel de proiecte IOF și am câștigat cu un concept de proiect de a construi un scanner termic inteligent care să detecteze și să controleze accesul oamenilor în spațiile publice, astfel încât să contribuim la stoparea oarecum a răspândirii virusului în spațiu, facem parte, știi? Și mă uit cu mare plăcere și satisfacție ce s-a întâmplat până acum, da, da. E nevoie de multe ingrediente. Da. E, te aud vorbind, uite, și văd și urările cum vin aici, keep them coming, adică dacă v-ați intersectat cu Pentalog Chișinău, și dacă din orice postură și vă amintiți ceva, aveți o poveste, aveți un gând bun, scrieți-l aici. Și mă gândesc că eu însumi sunt absolvent în zona de telecom și IT al filierei francofone, dar de la București, și mi-ar fi plăcut să am pe vremea mea genul ăsta de învățământ în alternanță, așa cum ați făcut voi la Chișinău. Deci felicitări și așa în nume personal. Cred că aș fi înțeles mult mai bine Politehnica și aș fi rămas poate în tech. Acum asta așa, am făcut shift-ul către coaching și formare, dar mă gândesc cum poate asta să ajute și să crească tineri în zona asta. Asta e o expunere foarte frumoasă de rezultate, dar hai să vedem cum ați ajuns acolo, adică care ar fi niște lecții pe care le-ați învățat în drumul către acolo. Sigur, da. Înainte să ajung la lecții. Zic despre acel ingredient magic. Știi cum un grup de oameni nu e o echipă și de fapt e cale lungă până acolo ca să consolidezi așa această echipă? Și atunci, în asemenea acestui exemplu, e și cale lungă până la rezultate și până la ceea cu cine mândrim noi astăzi. Ce vorbeam de un ingredient important, care de fapt sunt valorile, setul de valori pe care noi îl avem la baza filozofiei noastre. Sergei a menționat deja o parte din ele, dar eu o să continui de fapt cu vizibilitatea și transparența în raport cu toți actorii și cu toți clienții, da, cu care lucrăm. Eu când zic clienți mă refer la de fapt la echipă, la clienți, Pentalog, da, ca și client pe care îl servesc. Și, de fapt, ni se pare absolut normal ca față de toți să fim onești și să dăm vizibilitate pe avansarea, pe statutul avansării pe anumite, pe toate subiectele la care lucrăm, să partajăm atât din rezultate și din succese, dar și din provocările pe care le întâlnim pe parcurs, care ar veni la pachet cu acțiuni. Clienții vin pentru soluții. Da, și atunci să venim cu aceste soluții care să-i ajute să se proiecteze mai aproape de obiectivul comun pe care îl avem. Ce vizează echipa? Uite, noi regulat avem reuniune de agenție unde povestim despre strategia companiei la nivel de grup, da, mă refer despre ce înseamnă acest lucru la nivel de Pentalog Chișinău, care sunt noutățile din cadrul grupului, ce noutăți avem la nivel de companie și așa mai departe. Și mi se pare că sunt valori apreciate de toată lumea, pentru că, uite, noi avem clienți deja care sunt de mai bine de 10 ani împreună cu noi sau din totalul clienților cu care lucrăm astăzi,
53% sunt mai mult de 3 ani împreună cu noi. Ori, privind de partea cealaltă, echipa apreciază și ea, pentru că, uite, avem 15% din echipa care sunt cu noi de mai bine de 8 ani și acest lucru vorbește despre ceva. Și tot ca să continui gândul cu echipe, deci colaborare și empatie. E foarte important în domeniul nostru. Noi, vorbind deja că suntem o echipă internațională, mai avem și oameni cu mulți ani de experiență, da? Dar avem și oameni care abia împlinesc 1-2 ani de experiență și atunci, până la urmă, suntem o echipă, trebuie să colaborăm frumos și respectul în cadrul echipei noastre este la el acasă. Nu trebuie să câștigi respectul, este în cultura, face parte din cultura noastră și noi, de fapt, suntem puși într-o situație în care suntem avantajați, hai să zic așa, când suntem puși în situație, dar avem marele avantaj să colaborăm cu colegi din alte agenții și foarte simplu să lucrez cu colegii din România, da? Dar avem colaborări frumoase și de succes și cu colegii din alte agenții, chiar dacă nu partajăm aceeași limbă și cultură, da? Și work-life balance. Vreau să menționez explicit, pentru că e de actualitate, mai ales în perioada de pandemie. Noi încurajăm timpul profesional să fie bine delimitat de timpul personal, cu respect pentru ambele. Un coleg care în timpul personal face ceea ce îi place, citește o carte, face ceva sport, se ocupă de tot ce îi place, de hobby, da? A doua zi va veni motivat, va veni plin de energie și va fi inspirat cu idei și va fi productiv la serviciu. Deci este foarte și foarte important și în acest sens, uite, noi avem o serie de evenimente regulate în intern, Penta Break, la diverse subiecte ce țin de viața personală, tips and tricks pentru viața de zi cu zi. Da, mi se pare că sunt foarte și foarte apreciate. Oamenii care vin la noi în agenție găsesc căldură, oameni entuziasmați, sunt bine primiți și își doresc să mai revină. Știu că îți doreai E încă pe listă. E încă pe listă, ești binevenită doar să se facă mai bine, să se amelioreze situația și da. Chiar ce o să zici tu la acest capitol. Minunat, minunat. Ce mă bucur să aud. Păi să mergem spre lecții, nu? Da. Lessons learned, așa, de formație profesională la mine în zona de training și de coaching. Ni s-au întâmplat toate lucrurile astea minunate și am auzit acum în ultima parte, am auzit partea de valori, foarte importantă și pentru mine și întotdeauna ajung acolo mai la bază. Și partea de oameni și căldura și atmosfera și chimia care este creată. Ce a contribuit și poate ce ați învățat în toată perioada asta? Știi, în una din zile discutam cu Mihai, eram așa la o pauză virtuală și ziceam cât de fericiți suntem noi că facem parte dintr-un mediu sănătos în care fiecare zi ne aduce ceva lecții și respectiv avem această oportunitate de dezvoltare profesională. În lumea noastră, de fapt, nu poți aplica șabloane. Da? Chiar dacă înveți din experiență proprie, experiența altor colegi, mai citești, nu sunt șabloane care o să lucreze pentru anumite situații și de fapt construiești niște puzzle-uri pe care ajungi la o soluție pe care o aplici într-un anumit context. Și respectiv aș începe lista de lecții pe care, șirul de lecții pe care le-am învățat cu ceva important de știut atunci când consider o carieră în IT, dar și faci primii pași deja în acest domeniu. Jobul în IT nu este un tehnic și de execuție, el de fapt îmbină multe elemente. Ingredientul principal este inteligența emoțională, este comunicarea, curiozitatea, angajamentul, poziționarea și uite, vreau să zic important este, observăm o sinergie și o colaborare foarte bună între echipe și client atunci când din primele zile de colaborare, de lucru împreună, se comunică bine, transparent, se oferă vizibilitate. Oamenii își creează o legătură aparte, da? Și uite, asta a fost un factor decizional atunci când am intrat în pandemie, care ne-a indus într-o criză economică și sanitară acute.
Deci acest lucru a contat foarte mult, relația echipe-client, pentru că atunci clienții au considerat păstrarea echipei ca prioritate și ca ceva care îi va ajuta ulterior să-și redobândească poziția fermă pe piață. Da? Și mi se pare important de menținut. Noi, știi, când suntem, hai să zic chiar și tineri, ne dorim foarte mult să facem un salt și să fim în vârful piramidei, da, profesionale. Ei, asta vine cu timpul și, uite, experiența. De fapt, este utilă la pachet cu fundamentele învățate și înțelese, temele pe acasă pe care ni le facem la școală, la liceu, da, la universitate. Da, vine și mână în mână cu investiția continuă, cu autocultivarea. Eu am întâlnit în viața mea mulți tineri care și-au dorit să crească rapid și au învățat mai degrabă prin metoda learning by doing, or este o metodă de fapt care plafonează foarte rapid și atunci trebuie să cuplezi cu cultivarea de sine continuă. Da? O altă lecție pe care aș vrea să o menționez și care mi se pare importantă, dar am zis de ea mai devreme, este că destinația finală nu este un cod sau un produs livrat. Destinația finală este amplificarea valorii business-ului clientului și aici atitudinea corectă, pozitivă și mentalitatea contează foarte mult. La capătul celălalt de bariere, dacă nu există aceste două lucruri sau dacă sunt greșite, ne poate duce rapid către un mediu toxic din care toată lumea vrea să scape. Și atunci avem de lucru la acest capitol. Și am avut întotdeauna de lucru la acest capitol. Da. Lucrurile se fac cu oameni buni, am zis-o mai devreme. Dar oamenii buni, de fapt, îi descoperi. Da? Sau îi găsesc. Noi facem ambele. Noi și susținem dezvoltarea și dezvoltarea talentelor în cadrul Pentalog, dar și atragem talente și profesioniști din afară. Respectiv, oamenii nu se schimbă. E o lecție învățată și nu trebuie să încerci de fiecare dată să calci pe aceeași greulă. Oamenii buni se găsesc și se identifică și oamenii buni sunt motivați intrinsec. Tot ce ne motivează din afară este efemer și de scurtă durată, da? Și suntem într-un cerc vicios. Ei, odată oamenii buni găsiți, aici începe munca împreună cu ei, ca să-i acompaniem să crească frumos, dar și să-i punem într-un mediu în care să fie ajutați să exceleze și să aibă succes. Uite, noi ne-am regăsit, iarăși revin la începutul pandemiei, trimestrul final, trimestrul 1 anul trecut, cu o echipă foarte bună, competentă, cu care am avut curaj, am știut să navigăm într-o perioadă de maximă incertitudine, când aveam un far giratoriu în față, fiind într-o companie vizionară și o echipă foarte bună alături de noi. Uite, Mihai e unul dintre cei care a participat la acest proces și cred că cel mai bine o să vă povestească el despre aceste lecții învățate în perioada respectivă. Super, abia aștept, Mihai. Mulțumesc, Elena, și o să încep prin la mulți ani pentru Pentalog Chișinău, la mulți ani pentru Fred, la mulți ani pentru tot Pentalog. Facem parte dintr-o companie mare și cred că jucăm un rol foarte important. Mersi, Elena, pentru estafetă. Vreau să povestesc astăzi un piculeț despre cum am făcut această tranziție către modul de lucru work from home, care în 2020 a devenit deja ceva obișnuit. Back in time, acum un an și cam 10 zile, la mijlocul martie, eram în desfășurarea unei vizite de client în agenția din Chișinău, inclusiv și Frederic Lanie, care era aici, pentru că era un client foarte important pentru noi, un client mare, care s-a semi-întrerupt, aș zice, pentru că nu am reușit noi să ne completăm planul, să ne facem toate to-do-urile, tot ce planificasem, din motivul pandemiei. Începuse acele mesaje care erau difuzate de conducerea Statelor Unite, că se vor închide aeropoartele, și ne-am trezit peste noapte în care clientul a fost nevoit să-și ia biletele și să-și ia zborul a doua zi. Iar în următoarele zile, cred că în mai puțin de 5 zile, am trecut o agenție
de oameni care 100% lucrau din birou, 3 etaje de colegi au trecut în muncă de acasă. Și această trecere a fost posibilă datorită la o organizare, datorită la coordonare, da? Cu siguranță au contribuit toți, pentru că toți au schimbat ceva în obiceiurile lor, toți au fost nevoiți să-și găsească acel spațiu de muncă acasă, să coabiteze cu familia, cu copiii de grădinițe, cu animalele de companie, da? Dar pentru trecere a fost nevoie să facem și am făcut o muncă foarte concentrată, o muncă mare în decurs de o perioadă scurtă, pentru că trebuia să facem trecerea. Am făcut acel ghid de work from home care a fost construit împreună cu colegii noștri, l-am construit la nivel de grup Pentalog, a fost distribuit către toți. Era un set de reguli, bune practici și recomandări pentru a trece în modul de lucru acasă, care a fost distribuit în echipă, toată lumea avea acces la el. Ne-am dorit și cred că până la urmă a fost atins rezultatul ca el să răspundă în mare la întrebările ce fac, cum fac și cum îmi dau seama că e ok. A fost nevoie și de o intervenție a echipei suport care se asigura că această trecere nu întâmpină impedimente sau dificultăți la nivel tehnic. Accesele VPN, cum știm că avem acele resurse hardware și software încât să putem realiza această trecere. Dar cred că cea mai importantă a fost la începutul, deja după ce a avut loc tranziția și ne-am dat seama că ok, putem lucra, putem colabora cu clientul. Și realizasem, printre altele, că față de clienții noștri eram mult mai pregătit să facem această tranziție, pentru că noi suntem obișnuiți, avem în ADN lucru cu clientul la distanță, lucru cu clientul cu schimbare de fus orar, deci cu modul ăsta de comunicare un pic mai asincron. Următoarea etapă a fost cum ne dăm seama că lucrurile într-adevăr merg bine, nemai având acel, între ghilimele, control să vezi toată lumea, toată agenția fizic, să te poți prembla prin culoare, să te uiți la dreapta, la stânga, să vezi reuniunile echipei care muncesc. Asta a fost o provocare. Și o altă îmi sună așa cunoscut paradigma asta cu ce facem acum. Acum în toate întâlnirile mele de leadership asta apare, abia aștept să aflu cum ați rezolvat-o voi. Da, well, o să zic că la pachet cu asta era, toată lumea își aduce aminte, finalul de martie, început de aprilie, nimeni nu știa ce înseamnă pandemia din punct de vedere impact economic. Clienți impactați, domenii impactate, unele destul de mult, ne auzeam ce se scria prin presă despre companii mari care erau din domeniul turismului, din domenii care au fost impactate practic 100% din moment ce toată lumea a intrat în lockdown. Să vă zic sincer, părea atunci că e o chestie care va dura câteva luni. Încă părea așa ușor, o să trecem. Era ceva ce părea departe. Probabil conștientizarea problemei depinde foarte mult de proximitatea ei. Destul de diferită percepția astăzi, după un an și ceva de zile. Și era dificil pentru că noi ne-am pus ca obiectiv ca să ținem acest canal de comunicare cât mai des, cât mai frecvent, să facem acele comunicări, acele reuniuni de agenții despre care povestea Elena, prin care transmiteam informația, comunicam la nivel de Pentalog Chișinău și dădeam o vizibilitate despre cum stau lucrurile, despre dificultățile pe care le întâmpină anumite echipe, dacă erau, despre cum este impactat sau nu businessul clienților noștri. Pentru că era stare generală de alertă la toată lumea, nu știa nimeni ce urmează și era dificil să răspunzi la o serie de întrebări și nici nu am răspuns, pentru că la acelea care nu am știut răspunsul eram sincer și ziceam asta e ce cunoaștem, în rest cumva sperăm să fie bine. Da? Ca să răspund un pic rest la întrebarea ta, cum am reușit să cantificăm într-un fel că această trecere la locul de acasă nu a avut un impact, păi au fost mai multe acțiuni în această direcție. Cred că am trecut la un nivel de sincronizare, coordonare cu grupul nostru de leadership, de responsabil de proiect. Am trecut la o sincronizare aproape zilnică în prima perioadă în care ne asiguram că toată lumea are totul necesar pentru a-și continua munca.
de la conectivitate, de la resurse, de la un spațiu în care se poate munci. Și respectiv am venit cu soluții uneori care nu au planificat de start. De exemplu, cred că cam toți angajații noștri astăzi au ceva echipamente suplimentare de la Pentalog acasă, cum ar fi un al doilea monitor, care erau deja obișnuiți la serviciu, dar în trecerea acasă s-a adeverit. Acest transfer de informații în două direcții, da, de la gestionare de proiecte către noi, de la noi către gestionare de proiecte, a permis să controlăm orice a însemnat această schimbare. Cred că majoritatea cazurilor am reușit să anticipăm dificultățile, să le rezolvăm la timp. Și a fost cel mai important confirmarea clienților, care mulți ne-au zis că în principiu noi am trecut mai sănătos și mai bine la modul ăsta de lucru decât ei. Deci nu au observat în mod special ceva ce ar fi impactat productivitatea echipelor, calitatea la ce am livrat, frecvența și nici comunicarea. Deci aici cred că putem zice un mare mersi la toate echipele noastre. Și în mod special un mersi către echipa noastră de leadership, echipa de gestionari de proiect, care în momentele dificile se simte și în momentele dificile, iar COVID-ul, pandemia a fost un moment pentru care nu au fost nimeni pregătiți, școlarizați, nu au fost nici într-un scenariu de joc sau de training, să-l jucăm încât să știm ce să facem, a fost complet bazat pe intuiție și pe experiența pe care o aveam, dar cu siguranță pot să zic că au fost ceva în cultura Pentalog care ne-a permis trecerea asta foarte încrezător și care ne-a permis să nu dispară acea senzație că noi totuși știm ce se întâmplă pe toate proiectele la nivel de agenție. Ca un exemplu, poate să dau practicile de one-to-one care sunt și au devenit o regularitate deja de câțiva ani. Probabil au devenit la mai multe companii în această perioadă, dar la noi era ceva ce exista deja. Și asta a permis acea circulație de informații de la orice angajat către practic gestionarul lui, către mine, către Elena. Astfel informațiile importante sau critice ajungând la timp și putând lua acele măsuri necesare. Aici o să intru un piculeț pentru subiectul de leadership. Este un subiect de care sunt pasionat. Este un subiect care face cumva parte și din... Știu. Este un subiect care face parte și din lista de, să zicem, responsabilități pentru a-l dezvolta în companie, da? Pentru că atât eu și Elena și colegii mei, cum ar fi Vasile, ne ocupăm de la partea de interviu, în care alegem cu mare grijă persoanele care vor intra pe o poziție de leadership, vor lucra cu echipele, vor avea multiple stakeholder, clientul, Pentalogul, echipa, un responsabil de produs, business-ul, încât să fim aliniați, să partajăm același set de valori și să fim fericiți, atât el cu noi în companie, cât și noi cu el în echipa noastră de leadership. Și apoi ne ocupăm de creșterea lor, pentru că oricât de bune nu ar fi acele talente născute, știm că un lider bun, cei mai buni probabil s-au născut așa, dar știm și că leadership-ul poate fi dezvoltat și chiar și a cei mai buni le prinde bine și le, cred că dezvoltă foarte mult și permite ascuțirea la acel bisturiu, că atunci când ai nevoie să-l folosești, să nu dai cu toporul sau cu ciocanul, dar să faci o intervenție foarte delicată și exact acolo unde trebuie să o faci. Și aici contribuim și avem deja, cred că, modele, avem deja planuri care au fost rulate, au fost antrenate ani de zile, cum să creștem, ce trebuie să facem. Și aș fi vrut să intru un piculeț pe subiectul dat mai mult în detalii ca să răspund la o eventuală întrebare, ce înseamnă leadership astăzi în Pentalog. Aici am să-l citez într-un fel pe Maxwell, care cred că e destul de cunoscut pentru oricine care a fost pasionat sau este pasionat de domeniul de leadership. Și cu conceptul că noi credem că leadership înseamnă să fii urmat. Un lider adevărat este cineva care este observat, natural. Atunci când intri într-o încăpere, observ cine este lider, observ cine este urmat de oameni. Noi credem că un lider este cineva care a realizat ceva, da? Cineva care doar zice că poate,
ci și cineva care poate zice ce concret a realizat el. În Pentalog, noi suntem adepții unui stil de leadership, servant leadership. Există și alte stiluri, nu avem nicio problemă cu ele, dar anume servant leadership este acel pilon pe care ne bazăm tot ce înseamnă leadership în Pentalog. Este foarte important, cum zicea Elena, inteligența emoțională pentru orice gestionar sau manager din anul 2021. Cred că este important să cunoască conceptul de inteligență emoțională, să știe ce a descris Goleman despre el, să cunoască, să folosească, să aibă natural ideal empatie, comunicare non-violentă, să folosească un stil cât mai apropiat de coaching, în care își dezvoltă membrii echipei, le permite să-și asume responsabilitatea. Da? Clar, contează foarte mult pentru leadership poziționarea, contează atitudinea, sunt elemente importante, contează acele valori pe care le partajăm cu toții și acelea de care a vorbit Sergei, pentru că un lider nu poate să fie inconsecvent. Da? Un lider trebuie să răspundă pentru cuvintele pe care le spune și pentru faptele cumva. Inevitabil în calea către leadership e nevoie de curaj, pentru că un lider este foarte des în fruntea unei schimbări. Iar o schimbare înseamnă că s-ar putea să fie momente în care te găsești singur sau ai impresia că ești singur sau ai impresia că doar tu ai nevoie de această schimbare și poți să greșești. Este normal, este natural să greșești. Cred că este inevitabil, din păcate, să greșești oricâtă experiență ai avea. Și cred că este important să înveți lecții din aceste greșeli și să înveți să treci cu brio și să-ți aduci aminte de aceste greșeli când te gândești să faci ceva în continuare. Mă bucur astăzi să zic și mă mândresc cu faptul că avem o echipă de leadership, o echipă de responsabili de proiecte cu care suntem destul de bine, foarte bine aliniați, atât pe valori cât și ce înseamnă leadership și ce înseamnă un leadership sănătos în Pentalog. Și cam cred cu asta aș încheia subiectul de leadership pe care îmi dorisem și mi s-a oferit oportunitatea să am această intervenție. Super, mersi Mihai. Am avut așa o retrospectivă practic de lecții despre ce putem, adică cum am contracarat pandemia și ce înseamnă să faci asta frumos la nivel de procese și la nivel de leadership. Îmi plac mult conceptele pe care le-ai menționat, de la comunicare non-violentă, bine Maxwell, dar și faptul că voi sunteți pe servant leadership, care în fine sunt indicatorii noștri, dar știm deja de la Pentabar de agilitate. Dar într-adevăr, atunci când te pui în suport oameni, în a servi oamenii, atunci le permiți să crească cel mai mult și permit să evolueze lucrurile cel mai tare. Ceea ce este hotărător, mai ales într-un context pandemic, în care iluzia controlului ni s-a arătat că tuturor celor care mai credeau în iluzia asta, că nu există posibilitatea de control și atunci tu poți să te pui în serviciu oamenilor care sunt adunați într-o misiune de a face ceva bine. Și îmi place filozofia asta pe care ai menționat-o. Bun, așa, ca să închidem cumva rotund curând, în maxim 10 minute, Elena, what's next? Ce urmează de aici încolo? Hai să știi că ce urmează e și frumos, dar e și frumos la rândul său, pentru că noi suntem într-o ameliorare continuă și aici vorbesc la nivel de individ, departament, companie, și noi, echipa de la Chișinău, vom munci în continuare ca să construim o echipă de succes aici la noi acasă, da? Cu maximă considerare și respect față de țara în care trăim, față de echipă, față de clienți. Uite, am să fac o mică paranteză, încă o lecție pe care n-am zis-o mai devreme, dar să acționăm cum facem și acum, acționăm și gestionăm așa de parcă ne-am investit propriile noastre resurse, proprii noștri bani. Știi, cu respectul merge până aici. Și cu respect față de alți actori din Republica Moldova, față de companie. Bineînțeles că la nivel de grup avem niște obiective ambițioase pentru acest an, din care derivă
obiectivele Pentalog Chișinău. Avem un accent sporit, un focus sporit pe creștere. Vorbesc despre creștere organică aici, îmi place foarte mult și deja am început să lucrăm la o viteză accelerată, să convergem până la final de an către 300 de angajați în agenție. E ambițios, nu? Dar și frumos. E mai ales un indicator bun. E ambițios, e frumos, este cum este, dar e foarte tare să crești într-un context în care majoritatea se uită în supraviețuire sau se uită în altă parte. Și atunci noi ne uităm la ce e posibil și asta mi se pare bine. Da, uite, în această creștere o să punem accent în continuare pe oameni buni și leadership sănătos. Și împreună cu toții, pe lângă faptul că vom contribui și vom livra în continuare propuse de calitate, vom și da înapoi societății, implicându-ne în diverse cauze sociale, dar și în evenimente care vizează susținerea tinerilor talente și contribuția la dezvoltarea colegilor noștri din mâine. Deci vom livra în continuare subiecte, marca Pentalog, dar și sub umbrela parteneriatelor pe care le avem și noilor parteneriate pe care le vom dezvolta. Sper să fie un obiectiv, toate astea care ți-am zis, cu care să ne mândrim la final de an și pe care să le... Super! Mulțumesc mult, Elena, mulțumesc mult, Mihai. Dacă la mulți ani Pentalog, la mulți ani Vred, la mulți ani tuturor, văd că sunt multe, multe urări aici, este sărbătoare la Pentalog Chișinău și mai ales în această sărbătoare am oferit și câteva lecții din zona de cultură și din zona de leadership și din zona de tot ce a făcut Pentalog ca să facă bine. Spor cu planurile următoare și... vă invităm și la următoarele pentabaruri. După cum știți, în fiecare miercuri se mai întâmplă unul pe mai multe fusuri orare, pentru că pentalogul e mare, nu? Avem și în Moldova, avem și în România, avem și în Franța, avem și în State, avem și în Mexic. Urmăriți thread-ul evenimentelor, dați subscribe pe pentabaruri, le puteți vedea pe toate. Și ne putem auzi în următoarele. Dacă aveți două, trei gânduri de final, și după care închidem. Mihai, că tot am vorbit până acum. Mulțumesc, Elena. Da, două, trei gânduri. Eu sunt în Pentalog Chișinău din 2007. Probabil zice ceva asta despre rădăcinile pe care le am în această companie și încă astăzi mă simt ca într-o familie mic, în care știm totul despre toți, în care suntem o societate, în care comunicăm ușor, liber, fără uși închise, fără programare. Mă mândresc cu acest lucru, mă mândresc să fac parte din această echipă și la mai mult și la mai mare ne doresc. La mulți ani, echipa mea minunată. La mulți ani, Pentalog Chișinău. La mulți ani, Fred. Așa să fie, mulți înainte, creștere frumoasă și la revedere. Mulțumim mult pentru tot ce ați împărtășit și pentru tot ceea ce faceți. Vin și eu curând acolo și ne în rest, în online, ne revedem în pentabarurile următoare. Subscrieți acolo. La revedere. Mersi, la revedere. Mersi.